Cu drag și cu reverență vă invit să ascultăm cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, Cartea Romani, capitolul 2, citim de la versetul 1 până la versetul 6 inclusiv. După citirea textului biblic, rog pe fratele Andu Mitrofan să vină cu rugăciune înaintea lui Dumnezeu, cerând ca Domnul să binecuvinteze mintea, inima noastră, cuvântul acesta pentru viața de zi cu zi. Romani, capitolul 2, versetul 1, cuvântul lui Dumnezeu. Așadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poți dezvinovăți, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândești singur, fiindcă tu care judeci pe altul, faci aceleași lucruri. Știm, în adevăr, că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce săvârșesc astfel de lucruri este potrivită cu adevărul. Și crezi tu, omule, care judeci pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungii lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar cumpetirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți adune o comoară de mânie pentru ziua mâniei și o arătării drepte judecăți a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Amin. Binecuvântați, frați și surori, la timp de închinare, de pătășie, înainte de a da în cuvântul lui Dumnezeu un mesaj, găduiți-mi două saluturi. Primul salut este din partea școlii de misiune Kairos. Fost invitat să am un mesaj studenților de acolo, studenți care se pregătesc pentru misiunea externă. Școala de misiune Kairos, împreună cu fratele Andy Worsop, salută Biserica Maranata. Dorim și lor ca Domnul să-i binecuvinteze. Studenții se pregătesc pentru o slujire în Peru. Două săptămâni vor pleca în Peru. Lucrarea aceasta, Domnul să-i binecuvinteze. Al doilea salut este din partea Bisericii Sion Prelipca. Duminica trecută, împreună cu familia, ne-am închinat, ne-am bucurat cu frații acolo la părtășie. Biserica Domnului creștină după Evanghelie Sion Prelipca salută Biserica Maranata, dorind harul și pacea Domnului. Amin. Avem în Scriptură, în psalm, un psalm scurt. Și sunt sigur că știți care este acest psalm. E vorba de psalmul 117. Și cuvântul spune așa în psalmul acesta: lăudați pe Domnul. Este o invitație, o chemare de a lăuda pe Domnul toate neamurile. Lăudați-L toate popoarele. De ce? Căci mare este bunătatea Lui față de noi și că din cioșia Lui ține în veci. Lăudați pe Domnul. Ce spune psalmul? Totul psalmului invită neamurile, generațiile de oameni. Ce să facă? Să laude pe Dumnezeu. Motivul? Sunt aduse aici două atribute a lui Dumnezeu. Două caracteristici ale lui Dumnezeu. Un Dumnezeu care este bun, bunătatea lui ține în veci și mai mult de atât, credincios, credincioșia lui este atât de mare. Bunătatea, hesed în limba ebraică. Avem niște prieteni de familie și aceștia au pus numele la fetiță, cum credeți? Hesed, bunătate. Bunătate, hesed, vină la mamă, vină la tata. Bunătate, hesed, fii cu minte. Așa au pus numele la fetiță, hesed, bunătate. E vorba de această bunătate generoasă, caracteristică lui Dumnezeu, mărinimie, acea dragoste credincioasă care se vede în acțiune, o bunătate ieșită din comun. E acea bunătate care poartă păcatele celor nedrepți. Și apoi e credincioșia, cuvântul în limba ebraică este emet, înseamnă adevăr, sau cel ce își ține cuvântul dat, este credincios cuvântului dat. Este imaginea, dacă vreți, a unui tată ce are brațe puternice, își ține pruncul firav, oferindu-i dragoste și protecție. Un Dumnezeu bun, un Dumnezeu credincios în tot ceea ce spune și face. Dimineața aceasta am citit și pasajul acesta din Epistola către Romani. Îl găsim aici pe Apostolul Pavel. Apostolul Pavel care se uită la Dumnezeu și vede că Dumnezeu este bun.
În esența lui, el este bun, este caracterizat de bunătate, este bogat în bunătate. Și acum, când ne uităm la Dumnezeu, n-avem nimic de spus. El este bun, e Dumnezeul nostru. Dar Pavel îl văd în versetul 4, așa cu un deget de avertizare. Se uită la Dumnezeu, Dumnezeu bun. Și se uită în același timp la oameni. Se uită la muritori. Se uită peste iudei, peste greci, peste neamuri. Și spune așa în versetul 4. Disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungii lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea aceasta lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Așa că în dimineața aceasta, pentru câteva minute, înainte de a întinde mâna la masa Domnului, aș dori să privim la subiectul acesta, așa nume, bunătatea lui Dumnezeu. Trei aspecte. Întâi de toate, aș dori să ne uităm la manifestarea bunătății lui Dumnezeu. Pentru că ne spune cuvântul lui Dumnezeu că bunătatea aceasta lui Dumnezeu se arată, e manifestată. Și vom vedea în ce fel este manifestată bunătatea lui Dumnezeu. Și fiecare muritor, om ce vine pe fața pământului, ce a fost, ce este, ce va fi, are parte de bunătatea lui Dumnezeu. Și apoi aș dori să ne uităm la mesajul bunătății. Pentru că bunătatea aceasta vorbește. O, și ce bine și tare vorbește! Zilnic vorbește atât de bine pentru fiecare dintre noi. E o bunătate ce îndeamnă la ceva. Și apoi, în final, aș dori să ne uităm la mărturia față de bunătatea lui Dumnezeu. Cum răspund eu? Cum răspundem fiecare dintre noi atunci când stăm față în față cu bunătatea lui Dumnezeu? Le luăm pe rând. Întâi de toate, manifestarea bunătății lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu își manifestă bunătatea față de toți oamenii. Este grația pe care o arată Dumnezeu tuturor categoriilor de oameni. În bunătatea lui cea mare, Dumnezeu își revarsă binecuvântări peste ființă omenească. Eu și dumneata, fiecare dintre noi, ne bucurăm de aceste binecuvântări a lui Dumnezeu. Cei mai răi oameni de pe fața pământului se bucură de binecuvântări lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă că Dumnezeu aprobă stilul lor de viețuire, stilul lor păcătos stricat, ci Dumnezeu le revansă, le oferă belșug de bunătate. Acum, cum își manifestă Dumnezeu bunătatea? Își manifestă Dumnezeu bunătatea prin niște binecuvântări bogate, pentru că așa e Dumnezeu. Dumnezeu este bogat în bunătate, la El este belșug, abundență de bunătate. Și care sunt aceste binecuvântări? Versetul 4 ne vorbește. Ne vorbește textul biblic de bogăția bunătății. Ne vorbește textul biblic de bogăția îngăduinței. Bogăția îndelungii lui răbdări. Și sunt binecuvântări de care se bucură muritorul. Se bucură oamenii pe acest pământ. Bogăția bunătății. La ce se referă binecuvântarea aceasta? Dumnezeu care este bun, bogat în bunătate și se poartă cu oamenii pentru că așa este felul lui de purtare. Dar cu ce oameni? Cu oamenii descriși. Dacă vom citi în capitolul 1, versetul 32, vom vedea de la 29 la versetul 32, vom vedea felul de oameni cu care Dumnezeu își arată bunătatea. Și cei mai răi oameni de pe fața pământului au parte de bunătatea lui Dumnezeu. Dacă beneficiezi de bunătatea lui Dumnezeu, asta nu înseamnă că vei fi scutit de judecata lui Dumnezeu. Spune Pavel în versetul 4 și am citit, crezi tu omului care judeci pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri pe care le faci și tu că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? O întrebare ce frământă astăzi omenirea este de ce se întâmplă lucruri rele oamenilor buni. Cu siguranță am auzit-o fiecare dintre noi. Dar întrebarea corect pusă ar trebui să sune în felul următor. De ce se întâmplă lucruri bune oamenilor răi? Asta trebuie să fie întrebarea pusă corect. De ce omul rău, acel care poate e spurcat la vorbă, la faptă, trăiește ca și cum nu le interesează Dumnezeu cele sfinte, cele morale?
Are parte de sănătate, de liniște și o pace în familie, copiii sănătoși, îi merge bine viața, traiul, afacerea. De ce toate acestea? Toate acestea pentru că se bucură. Are parte de manifestarea bogăției, bunătății lui Dumnezeu. În teologie, asta este numită harul general al lui Dumnezeu. Adică un har pe care Dumnezeu îl revarsă peste toți. Și citește în cartea Geneza, cartea Facerii, carte ce începe cu Dumnezeu, la început Dumnezeu, Dumnezeu care este creator, Dumnezeu care este susținător a tuturor lucrurilor, Dumnezeu care revarsă binecuvântare. Vine Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, Matei, capitolul 5, versetul 45, vorbind despre harul acesta general al lui Dumnezeu, spunând că El, Dumnezeu, face să răsară soarele Său peste cei răi, peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Spunea cineva, dacă El ar fi fost Dumnezeu, nu s-ar fi întâmplat asta? Ar fi făcut ca atunci când dimineața cel rău, spurcat la vorbă și faptă, când merge să tragă perdeaua de la geam, de la fereastră, să nu vadă lumina zilei, ci să vadă întuneric, pentru că e rău. Nu merită una ca asta. Atunci când cel rău ar merge la picnic, acolo unde își așează grătarul, unde își așează pătura, ar face ca acolo să nu fie fir de iarbă, pentru că nu merită bunătatea lui Dumnezeu. Ar face ca atunci când plouă în grădina celui rău nelegiuit, picătură de apă, să nu cadă acolo. Dar știți? Dumnezeu nu e așa. Dumnezeu este bogat în bunătate. Harul general cade peste toți. Dimineața, cât și cel care trăiește cu Dumnezeu, dar și nelegiuitul, mincinosul, hoțul, bețivul, criminalul, ca și credinciosul. Se bucură de lumina zilei. Poate să tragă în gură o gură de aer proaspăt în plămâni. Și poate să se bucure de binecuvântările care le îngăduie Dumnezeu sub soare. De ce? Pentru că Dumnezeu e bogat în bunătate. Nu doar atât, vorbește Scriptura, Dumnezeu își manifestă bogăția îngăduinței. Nu doar bogăția bunătății, ci și bogăția îngăduinței. Este o altă fațetă a faptului că Dumnezeu este bun. Dumnezeu care este îngăduitor, bogat în îngăduință, e felul de purtare lui Dumnezeu atunci cu omul când păcătuiește, greșește. Acest termen în limba greacă, tradus de Cornilescu prin îngăduință, înseamnă acea reținere pe care o are doar Dumnezeu față de pedeapsa pe care o merită răutatea și răzvrătirea omului. Este acea abținere a lui Dumnezeu de la judecata lui dreaptă. Aceea că Dumnezeu nu face după păcatele și fără de legile noastre, ci arată bogăția îngăduinței. Este bogăția îngăduinței de care ne bucurăm fiecare dintre noi. Dar știți? Scriptura vorbește de niște situații în care oamenii în urma păcatelor, în urma răzvătirii față de Dumnezeu, nu s-au mai bucurat de îngăduința lui Dumnezeu. Vă spun ceva în numele acestea? Core? Datan? Abiram? Numeri, capitolul 16, ne spune Scriptura că s-au răzvrătit față de Dumnezeu. Au avut un păcat, au vorbit de rău pe slujitorul lui Dumnezeu. Spune Scriptura în locul acesta, destul, căci toată adunarea, toți sunt sfinți și Domnul este în mijlocul lor. Pentru ce vă ridicați voi mai presus de adunarea Domnului? Și a venit răspuns din partea Domnului. A venit judecata dreaptă a lui Dumnezeu. Și oamenii aceștia au avut parte de o moarte teribilă, groaznică. Ne spune Scriptura că pământul și-a deschis gura, i-a înghițit pe ei și casele lor împreună cu toți oamenii lui Core și toate averile lor și s-au coborât astfel de vii în locuința morților. Ei și tot ce aveau, pământul i-a acoperit de tot și au perit în mijlocul adunării. Oameni care nu s-au mai bucurat de bogăția îngăduinței. Da, dar veți spune, frate Marius, asta e în Vechiul Testament. Dați-mi voi să vă dau un exemplu din Noul Testament.
Faptele Apostolului, capitolul 5, ne vorbește Scriptura în locul acesta de o familie, soț și soție, le dă și numele Scriptura, Anania și Safira. Au vândut și ei o moșioară, o mică avere și au venit cu un plic de bani la apostoli. L-au pus la picioarele lor și am spune frumos, extraordinar, dar Petru are așa o inspirație din partea Duhului Dumnezeu și îi întreabă, apropo, oameni buni, toată suma de bani ați pus-o acolo? Da, sigur, acolo am pus-o. Și n-a fost pusă toată suma de dragul lui Hristos. Și a avut parte de mânia lui Dumnezeu. De ce? Pentru că au mințit pe Duhul Sfânt. Și în ziua aceea a fost și priveghiul și mormântarea. Faceți rotine, dragi. Greșim, păcătuim și nimic parcă nu se întâmplă cu noi. Nu ne trăsnește nimeni din cer. Nu paralizăm, nu ni se usucă mâna, așa cum auzim prin popor. De ce? Pentru că Dumnezeu este îngăduitor. Acum, asta nu înseamnă că unii au tras concluzia și au zis, dacă Dumnezeu îngăduitor, e un Dumnezeu care nu-i pasă. Și de multe ori este asociat Dumnezeul acesta cu un bătrânel, neputincios, senil, pe care îl poți păcăli atât de ușor. Nimic mai greșit și mai fals ca aceasta. Spune Scriptura că Dumnezeul acesta, care este bogat în îngăduință, îl caracterizează îngăduința, vede, cunoaște, știe toate lucrurile. Păcatul, spunea Adrian Rogers, nu doar frânge legile și poruncile lui Dumnezeu, el rupe și frânge inima lui Dumnezeu. Fiecare păcat săvârșit, fie în minte, fie în vorbă, fie în faptă, este un afront față de Dumnezeu. Este un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Nemărturisit, nepocăit, păcatul acesta rupe, frânge, nu legile și poruncile lui Dumnezeu, ci mai mult de atât, inima lui Dumnezeu, relația cu Dumnezeu. Dar Scriptura ne vorbește de o a treia binecuvântare. Bogăția bunătății, bogăția îngăduinței. Dar vorbește în versetul 4 de această bogăție a îndelungii lui răbdări. Un Dumnezeu care este îndelung răbdător, are îndelung răbdare cu omul în fața unor păcate repetate. Este această stăpânire de sine uimitoare pe care o are Dumnezeu în fața provocării neîncetate a omului. Păcătuim, greșim în mod repetat, voit și totuși Dumnezeu răspunde cu îndelungă răbdare. Un om ce trăiește în păcat, se scadă în păcat, păcătuiește azi, mâine și Dumnezeu spune, sunt răbdător, sunt îndelung răbdător. Avem noi o vorbă în popor, nu o zim adesea, dar până când îl rabdă, no, spiritul nostru al dreptății, grozăvii extraordinare, până când îl rabdă Dumnezeu. Rabdă Dumnezeu până să vină cu judecata. Amintiți în Scriptură despre Noe. Noe, ne spune Scriptura despre el, a fost un propovăditor al neprihănirii. Un om ce a primit o chemare din partea lui Dumnezeu. Omul acesta a predicat vestea bună. 120 de ani a vorbit despre Dumnezeu, despre cei ce avea să facă Dumnezeu. A răbdat Noe, mai mult de atât, a răbdat Dumnezeu, bajocură, ironie și câte altele. Dar la urmă a venit dreptatea lui Dumnezeu. E această bogăție a îndelungii răbdări a lui Dumnezeu, dar nu ar trebui să uităm niciunul dintre noi. Există o limită a răbdării lui Dumnezeu. Când ne uităm la bunătatea lui Dumnezeu, la manifestarea bunătății lui Dumnezeu, înțelegem că bunătatea aceasta se manifestă prin trei bogate binecuvântări. Bogăția bunătății, bogăția îngăduinței, bogăția îndelungii lui răbdări. E ceea ce spune Ieremia în cartea lui, bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Îndurările lui n-au ajuns la capăt. Ce se întâmplă cu ele? Se noiesc în fiecare zi de dimineață, fiecare dintre noi ne-am întâlnit, ne-a întâlnit bunătatea lui Dumnezeu. Dar îngăduiți-mi să mergem la al doilea aspect și anume mesajul bunătății lui Dumnezeu. Pentru că bunătatea aceasta lui Dumnezeu vorbește, ea are un mesaj de transmis către oameni.
Bunătatea, spune în ziua aceasta, este un excelent predicator ce ne predică zilnic atât de clar. Îmi predică mie, îmi predică fiecare dintre noi. E bunătatea ce duce cu ea un mesaj și mesajul ei este această îndemnare la pocăință. De ce este Dumnezeu bun cu mine? De ce e Dumnezeu bun cu casa mea? De ce este bun Dumnezeu cu fiecare dintre noi? E bun pentru că Dumnezeu așteaptă din partea mea, din partea noastră, această stare de pocăință. Ascultați-mă bine, de ce Dumnezeu este bun, îngăduitor și îndelung răbdător? E așa, pentru că El vrea să îndemne pe om la smerirea sufletului, la pocăință, la dependență totală de El. Astăzi, unii sunt buni, dar știți cum sunt buni? Sunt buni din nepăsare. Ați întâlnit astfel de oameni? Nu interesează expresii de genul, mă, ce om bun este, dar e bun pentru că e molatic. E bleg, n-are ce să facă. Numai impresia uneori din partea copiilor că dacă tata e bun și îi dă bomboane și ciocolată cât vrea pruncul, tata e bun. Nu-i bun, e responsabil. Dacă mama îi dă desene animate cât vrea ea, el, copiii, nu-i bună mama aceea, e responsabilă. Nu este bun acel părinte, ci este nepăsător. Alții poate sunt buni din lipsă de putere, nu-i așa? Stau unii la coadă, de ce stau acolo? Pentru că n-au ce face, trebuie să stea acolo. Dar ascultați-mă, când te uiți la Dumnezeu, Dumnezeu nu-i așa. El nu-i bun cu noi pentru că a pierdut controlul, nu mai are putere sau e nepăsător. Nu, nu, Dumnezeu este atotputernic. A fost, este și va fi. El are puterea aceasta să rezolve lumea într-o fracțiune de secundă. Ne șterge pe toți, toată omenirea, 8 miliarde. Pentru că El e Dumnezeu atotputernic. Dar în bunătatea Lui cea mare, din generație în generație, Dumnezeu în bunătatea Lui are alt scop cu noi oamenii. De ce este bun Dumnezeu cu noi? E bun cu noi din pricina caracterului Lui. În esența Lui, în dumnezeirea Lui, El este bun, este caracterizat de bunătate. Scriptura ne spune că Dumnezeu este dragoste. Nu dragostea este Dumnezeu. Dumnezeu definește bunătatea. Dumnezeu definește dragostea. Găsim scris în Ezechiel, capitolul 33, versetul 11, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. Asta-i scopul bunătății lui Dumnezeu. Păcătosul, muritorul, să se căiască de păcatele lui, să-și întoarcă fața și inima spre Dumnezeu și în urma întoarcerii lui, în urma pocăinței lui, omul acela va trăi, se va bucura real de bunătatea lui Dumnezeu. Nu doar caracterul lui, ci și cerința lui așteaptă din partea noastră această pocăință. Și Dumnezeu în bunătatea lui oferă un timp pentru pocăință. Ne bucurăm în dimineața aceasta de adolescenți, nu-i așa? În slujire. Poate ești tânăr, nu știu, 14-15 ani. Ai adunat un bagaj consistent de păcate. Sau poate nu mai ești tânăr și povara păcatelor te apasă, de ce crezi că mai trăiești? De ce te bucuri de viață? De ce respiri aerul lui Dumnezeu? Sunt binecuvântări venite din partea lui Dumnezeu. De ce te mai bucuri de cei dragi ție, de bunătatea lui Dumnezeu? Poate ți-ai făcut de curând analizele medicale și ți-au ieșit bune. De ce ai parte de sănătate? De ce ai parte de o casă, de o mașină, de un business, de un loc de muncă bun? Îți dovezi ale bunătății lui Dumnezeu. Dar cu toate acestea, este acest timp prin care Dumnezeu ne îndeamnă la pocăință. Cum? Prin timpul oferit, timpul pe care mi-l acordă. John Newton a fost un marinar spurcat. Se spune despre el că era un traficant de sclavi. Trăgea câte o beție, înjura, făcea câte polojănii, apoi își revenea și o lua de la capăt. În multe boli crunte s-a vindecat miraculos, în timp ce alți marinari au murit. Multe naufragii s-au năpustit asupra corăbiei și mulți camarazi de-a lui au murit, dar întotdeauna el a scăpat, a rămas în picioare.
Într-o bună zi, omul acesta și-a dat seama că nu-i șansa, că nu-i norocul vieții cei ce se întâmplă cu el, ci că e Dumnezeu, care Dumnezeu l-a așteptat să zică: ajunge, Doamne! Am trăit în păcate, am trăit în răzvătire, în rebeliune, vreau să mă întorc la tine și să trăiesc așa cum mă învăța mama în pruncie, așa cum se ruga mama pentru mine, așa cum citea din Scriptură, așa cum mă învăța cântece și cântări religioase. Și omul acesta s-a pocăit. Și în urma lucrării Harului în viața lui, avem un imn glorios compus de John Newton. Și sunt sigur că îl cunoașteți. Mărețul Har m-a mântuit. Cum? Pe mine din păcat. Pierdut eram, dar m-a găsit, de moarte m-a scăpat. Mărețul Har m-a învățat să o rup cu orice rău. Ce scump mi-a tot Harul dat. Trăiesc prin el mereu. Dacă suntem în viață, dacă avem sănătate, dacă avem hrană, dacă avem binecuvântări, toate acestea nu sunt meritele noastre. Nu pentru că noi am fost deștepți, nu că noi am știut să dăm din coate și să ne rezolvăm viața, nu, nu. Ci cineva care în bunătatea lui ne-a binecuvântat și ne oferă un timp în care să ne întoarcem la el cu căință. Dar știți? Scriptura o spune, nu o spun eu. Versetul 5. Dar cumpetirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua mânie și arătării drepte judecăța lui Dumnezeu. Este un verset care avertizează. Pe de o parte, în versetul 4 vorbește de bogăția bunătății. În versetul 5, parcă așa a pus în contrast, o comoară de mânie. Ce să înțelegem? E bogăția bunătății versus comoara mâniei. Spui poate un verset ce spune: ai grijă că dacă nu vezi bunătatea lui Dumnezeu, nu conștientizezi că Dumnezeu este bun cu viața ta, cu sufletul tău, nu că s-ar putea, ci sigur îți aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării drepte judecăți a lui Dumnezeu. Cum vine asta? Imaginați-vă dumneavoastră un baraj enorm, stânca Costești, o luciu de apă 59 de kilometri pătrați, un baraj, o construcție gigantică, enormă. Tu stai în fața barajului și te bucuri că apa nu vine peste tine. De ce? Construcția te protejează. Acum, imaginați-vă că zidul acesta protector al barajului e bunătatea lui Dumnezeu. Stai în fața bunătății și zici: ce bine mă simt. Mă bucur de cei ce îngăduie Dumnezeu pe pământul acesta. Îți bine, îmi continui viața așa cum vreau eu. Dar nu uita că fiecare păcat pe care îl faci este un afront care îl ofensează pe Dumnezeu. Și toate acestea se adună în spatele barajului. Și în spatele barajului stă mânia lui Dumnezeu. Comoara de mânia lui Dumnezeu. Și de multe ori poate auzim predici, auzim mesaje despre bunătatea lui Dumnezeu, auzim chemări la pocăință, chemări de a ne smeri sufletul și spunem în dreptul vieții noastre: nu-s pentru mine, îs pentru alții. Eu sănătos și merge bine, dar când ți-e lumea mai dragă, s-ar putea să apară o fisură. Barajul acela, judecata, mânia lui Dumnezeu năvălește aspru asupra vieții tale. Dumnezeu oferă bunătate. Bunătatea are un mesaj. Bunătatea aceasta îndeamnă la ceva. Observați, rog frumos, bunătatea nu spune aici: te trage la pocăință. Nu spune bunătatea în versetul acesta: te obligă la pocăință. Nu, nu. Cuvântul folosit este a îndemna, te îndeamnă la pocăință. Este imaginea unei gazde. Îți deschide ușa, îți face primirea, bun venit, și te introduce, te duce în casă arătându-ți ceea ce ai nevoie. Asta e lucrarea pe care o face Dumnezeu. Dumnezeu este acela care oferă suficiente îndemnuri. Și mare har și binecuvântare.
ca prin Duhul Sfânt conștiința noastră să fie triază, conștiința noastră să fie receptivă la glasul acesta al bunătății lui Dumnezeu. Nu-i așa? Mai poartă conștiința dialog cu noi și ne spune: auzi, știi că nu ești bine, știi că relația aceasta nu funcționează, știi că trebuie să te căiești, să te pocăiești, care-i decizia, ce vrei să faci? Vorbește bunătatea lui Dumnezeu prin predicatori, prin slujitori. Nu ei pocăiesc oamenii, nu, n-am puterea. Și vă asigur, nici fratele nostru n-are puterea, nici evangheliștii care vor veni n-au puterea aceasta. Și Dumnezeu proclamă prin ei acest har al pocăinței. Scopul unui predicator este să îndemne pe om să se împace cu Dumnezeu. Îngăduie de multe ori situații dificile ale vieții. Situațiile dificile nu sunt lucruri de refuzat, de întors cu spatele în bunătatea Lui. Îngăduie Dumnezeu încercări care pot fi îndemnuri, cele chemări blânde la pocăință, la întoarcere. Nu știu, o boală care te lovește în trup, glasul celui iubit, o mamă care se roagă pentru tine, nu știu, poate câteodată trebuie să moară cineva drag, oamenii să se întoarcă la Dumnezeu, Dumnezeu care prin bunătatea Lui îndeamnă muritorii, atât iudeii cât și neamurile, sub condamnarea aceasta atât de clară a lui Dumnezeu, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, îndeamnă la pocăință. Dar în al treilea rând, aș dori să ne uităm la mărturia față de bunătatea lui Dumnezeu, pentru că atunci când stai față în față cu bunătatea lui Dumnezeu, trebuie să oferi un răspuns. Nu este linie de mijloc, nu este zonă neutră, nu poți să spui, pe mine nu mă interesează nici una, nici cealaltă, ci trebuie să arăți această mărturie față de bunătatea lui Dumnezeu. Și textul biblic în pasajul acesta ne arată trei răspunsuri ale oamenilor față de bunătatea lui Dumnezeu. Două răspunsuri, două atitudini sunt atât de triste, chiar groaznice. Și unul este mult așteptat de Dumnezeu. Primul răspuns trist, atitudine, este atitudinea aceasta de disprețuire. Spune Apostolul Pavel, sau disprețuiești. Cu alte cuvinte, unii vor disprețui, vor trata cu dispreț bunătatea lui Dumnezeu. Dumnezeu care oferă binecuvântare după binecuvântare. Dar toate acestea sunt unii care spun, fără valoare bunătatea lui Dumnezeu. Sunt acei oameni care au curajul acesta să stea drept înaintea lui Dumnezeu spunând: lasă-mă, aici nu-i Dumnezeu, asta e viața mea, mi-am făcut-o așa, o duc bine pentru că am știut să mă descurc în viață. Lasă-mă cu Scriptura, lasă-mă cu glasul bunătății, nu mă interesează, e viața mea, fac ce vrea. Un răspuns trist, pentru că sentința este dată. Cei oameni care spun că n-au timp de bunătatea lui Dumnezeu, n-au timp de întoarcerea lui Dumnezeu. Un răspuns trist, pentru că pe zi ce trece, împietrește inima. Dacă inima vibrează la cuvântul lui Dumnezeu, la cercetarea Duhului Sfânt, mare har din partea lui Dumnezeu. Să auzi o cântare ce să cerceteze sufletul, să auzi un mesaj, o rugăciune care să te pună în mișcare din interior spre exterior. E acea căință a sufletului, e har din partea lui Dumnezeu. Dar cum? Refuzul vine. Inima se face mai tare ca ieri, mai tare ca azi. Și mâine îți va fi greu să crezi, să recunoști. Nu doar disprețuirea, ci și această ignoranță. Spune aici Apostolul Pavel tot în versetul 4, nu vezi tu, sau cu alte cuvinte, deschide-ți ochii mari și privește. Uită-te în jurul tău. Uită-te în viața ta, uită-te la ceea ce se întâmplă, chiar nu vezi bunătatea aceasta lui Dumnezeu? De ce ai orgoliul închis? De ce ții la aroganța ta, la mândria ta? De ce nu ai ochi spiritual a vedea lucrurile spirituale, a vedea bunătatea lui Dumnezeu? Nu vezi curtarea necondiționată a lui Dumnezeu care vrea binele tău, vrea să aducă binecuvântare? Oameni care ignoră, trăiesc cu ignoranță. Dar apoi este un răspuns care aș dori tare mult să se găsească, regăsească în viața fiecărui dintre noi. Spune cuvântul inspirat, nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la? Asta așteaptă Dumnezeu.
Bunătatea Lui este oferită pentru fiecare dintre noi cu scopul acesta de a ne pocăi înaintea Lui. Este răspunsul bun așteptat de Dumnezeu față de bunătatea Lui și anume pocăința noastră. Eu trebuie să mă pocăiesc. Dumneata trebuie să te pocăiești. Pocăiții trebuie să se pocăiască. Avem nevoie de pocăință fiecare dintre noi. Ne bucurăm de bunătatea lui Dumnezeu. Bunătatea aceasta lui Dumnezeu aduce beneficii extraordinare pentru fiecare dintre noi. Și răspunsul la bunătatea lui Dumnezeu este pocăința noastră. Observați, vă rog frumos, bunătatea aceasta nu cheamă la o religie. Nu cheamă bunătatea aceasta la un cult, la o biserică, la o etichetă religioasă, ci bunătatea cheamă la pocăință. Ce-i pocăința? Pocăința înseamnă prăbușirea noastră înaintea Creatorului, aceluia care în esența Lui este caracterizat de bunătate. E acea zdrobire lăuntrică a vieții noastre, recunoașterea păcătoșeniei existente în viața noastră. Pocăința este să fii tână și să spui, Doamne, pare rău, mi-am bătut joc de bunătatea Ta, de harul Tău, iartă-mă, curățește-mă, sfințește-mă, mă întorc la Tine cu căință, cu pocăință. E acea întoarcere cu spatele la păcat și cu fața spre Dumnezeu, te întorci la păcat spre Hristos, pentru că doar Hristos poate să-ți ofere iertare, salvare și restaurare. Pocăința înseamnă să ai atitudinea aceasta să spui, Doamne, îți mulțumesc. Mulțumesc pentru toată bunătatea Ta. Doamne, tot ce sunt și tot ce am, vin de la Tine. Să-L recunoști pe Dumnezeu ca sursa binecuvântărilor. Doamne, îți mulțumesc că ești bun cu sufletul meu, cu viața mea. Doamne, îți mulțumesc că îmi dai har de cercetare, îmi dai har de căință, de pocăință. Doamne, binecuvântarea Ta. Îți mulțumesc pentru casa mea, pentru familia mea. Și în același timp să ceri, să mijlocești și să spui, Doamne, ajută-mă să depind în totalitate de Tine. Nimic fără de Dumnezeu. Pocăința înseamnă să spui stop până aici. Mi-ajunge. Am avut parte de bunătatea, bogăția bunătății, bogăția îngăduinței, îndelungii Lui răbdări. Dumnezeu care este bun, îngăduitor, îndelung răbdător, mi-ajunge. Spun stop, până aici. E acest termen militar, cum era folosit în Vechiul Testament, teșuba, stânga împrejur, adică o întoarcere reală, radicală, nu o păcălință, ci o pocăință. Întoarcere către Dumnezeu și apoi să mergi împreună înainte cu Dumnezeu. Pe baza Scripturii, cred cu toată inima mea și proclam cu toată tăria mea că Dumnezeul Scripturii e Dumnezeul făcătorul cerului și al pământului. E făcătorul celor văzute și nevăzute și că Dumnezeul acesta este bun. Este bogat în binecuvântări. El are bogăție de bunătate, îngăduință, îndelungă răbdare și toate acestea le revarsă către omenire. Dar ascultați-mă bine, cel mai mare gest de bunătate a fost acela că și-a dat Fiul să moară pentru păcătoși, pentru mine și pentru tine. Dacă în dimineața aceasta te identifici ca fiind păcătos înaintea lui Dumnezeu, te identifici ca fiind ca acela care a avut parte de iertare prin Hristos, e dovada bunătății în dreptul sufletului tău și a veșniciei tale. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și să nu uităm niciunul dintre noi, bunătatea lui Dumnezeu ne îndeamnă la ce? La pocăință. Dumnezeu să ne ajute. Amin.